E important să colaborăm cu învățătoarea, cu educatoarea și să întrebăm ce face copilul la grădiniță sau la școală, cum se înțelege cu ceilalți copii, este activ, vine și răspunde, are inițiative, se retrage, stă într-un colț, evită ceilalți copii, pentru că sunt și copii care nu se plâng, stau acolo în banca lor, stau retrași, nu interacționează. Dar dacă nu pune probleme, nimeni nu știe că el nu este foarte ok. Uneori se întâmplă și ca educatorul învățător să fie mulțumiți că nu fac probleme și să nu semnaleze, să spună copilul este ok. Părintele nu știe, pentru că dacă nu îi semnalează nimeni, crede din nou că este ok. Și e important să întrebăm și copilul, să-l lăsăm să ne povestească ce se întâmplă. Dar să nu se mene cu un interogatoriu, să lăsăm să ne povestească, să nu punem foarte multă presiune atunci când copilul vede că suntem foarte dorniși să aflăm și să știm cât mai multe din ce s-a întâmplat acolo, s-ar putea să se oprească în a povesti. Dar lucrul ăsta se întâmplă de multe ori și atunci când copilul are o experiență de a fi criticat, de a nu fi lăsat să povestească până la capăt, atunci când părintele nu este de acord cu anumite comportamente. Și e important să știm să-l lăsăm să povestească liber, chiar dacă noi am vrea să intervenim sau nu suntem de acord cu ceea ce a făcut. Și să empatizăm un pic cu el și să spunem, da, înțeleg ce ți s-a întâmplat. Cred că și eu m-aș fi simțit la fel. Sau, și să-l întrebăm înainte, cum te-ai simțit? Ce te-a făcut să reacționezi așa? Și să îi validăm trăirea. Da, și eu în situația ta cred că m-aș fi simțit la fel. Și abia după aceea să căutăm împreună soluții sau alte modalități de a reacționa decât cele pe care le-a avut copilul. Că uneori poate nu sunt cele mai potrivite. Dar dacă suntem alături de el, ne simte că suntem alături de el și că îl sprijinim, indiferent ce se întâmplă, că a făcut o boacănă, că n-a fost ok ce a făcut, dar suntem acolo și nu-l criticăm, nu-l punem la colț, nu-l pedepsim pentru că a făcut lucrul acela, avem șanse mai mari ca ulterior copilul să ne mai povestească. Altfel, dacă noi venim și îi spunem, n-a fost ok, cum de-ai putut să faci așa? Cum de-ai lovit, da, îl certăm ca și cum copilul știe și poate să facă din start. E nevoie de timp pentru a învăța să ne recunoaștem și să ne gestionăm emoțiile. Iar uneori reacționăm instinctiv. Și ca să intervenim, trebuie să putem afla. Și nu aflăm dacă îl criticăm.